Noroc, Brânzăi. Noroc. Ia zi, mă, după undeva? Nu, mersi, că am treabă. Ce treabă, mă, toată ziua ai treabă. Băi, Brânzăi, hai, mă, să nu mai muncim atâta, bă, că nu luăm nimic după noi. Hai, mă, mergem până la Slobozia, pe la târgul ăla de orătănii. Mai vin și tu ceva din ale tale. Poate mai cumperi ceva. Hai, mă, tu știi ce ieftină e cursa la mine? Nu pot, mă, să le vând, că le-am băgat în cotez la regin special să se îngrașe. A? Mamă, dar știi cum să fac după ce se îngrașe, mă? A? Ca mingile de basket, așa, mai ales bibilicilii, când au părtița de la cotez de schid, uite așa să rostogolesc, rotocol, rotocol, rotocol. Rotunde, ca lumea. Auzi, mă, atunci hai să mergem pe la București. Mergem pe la Slobozia, mergem pe la Târgoviște. Bă, tu ce frumoasă e țara asta, bă, tu ce formă de relief avem. Ce ai, mă, cu mine, mă, nu vezi că am treabă? Brânzoi, te rog eu frumos, ajută-mă. Am făcut plinul la mașină din greșeală. Mi-a oprit aia și buletinul și talonul, că n-am avut bani să plătesc, mă. Dă un seam, că eu n-am făcut plinul niciodată, mă. Fii atent cum s-a întâmplat. Deci am luat pompa normal, da, să mă duc să alimentez. Am băgat pompa și mi-a sunat telefonul. Am răspuns. Băi, și era o voce așa frumoasă, e ca de catifea. Bă, parcă cânta, mă, zicea că e Loredana, așa zic, bă, cine o fi? Până să-și dea asta seama că a făcut greșeală să închidă, mi-a făcut pompa în mână, mă, clanc! Băi, ce-i asta, m-a uitat la aparat? 3 milioane! Brânzoi, mi s-a făcut rău, m-a luat inima, te rog frumos, ajută-mă, haide cu mine, te duc, uite, stai în spate, stai în față, unde vrei tu te duc? Te rog frumos, hai să mergem, haide! Unde să mergem, mă, că n-ai permis? Nu, că oprim acum la benzinărie, plătești plinul și după aia te plimbi, Brânzoi, de 40 de litri, unde vrei tu pe cu, îți dau cuvântul meu de onoare, mie doar 5 litri îmi lași, că eu atâta am bag de obicei, 5. Păi tu n-auzi, mă, nu vezi că am treabă, mă, am o viliță asta, nu mi se închide poarta, până n-o nivelez, nu mă las. Obuz? Ce, mă? Mă, Brânzoi, stai, ăla e un obuz? Ce obuz, mă, Nicule, ești prost? Obuz, obuz, Brânzoi, ce, nu știi ce e ăla un obuz? Hai, termină, că mai fost și noi pe la școală. Dar asta nu-i obuz, mă, liniștește-te. Băi, tocmai aia e, că nu se liniști. Brânzoi, oprește-te, mă! Băi, bă, de ce faci, mă, așa? De ce, mă? Ce faci dacă explodează la ceva? Rămâi fără mâini? Rămâi fără picioare? Ce faci după aia? Te ascunzi după o stâncă? Ești reptilian de ăla? Ești după 7 zile cu coadă și întreg ca nou? Te rog eu frumos, lasă-l jos și îndepărtează-te de lângă el. Ascultă-mă ce zic. Lasă-mă, mă, în pace. Bă, tu ești dement la cap, lasă-l jos, de ce n-asculți? De ce riști, mă? Nu e obuz, mă. Tu crezi că eu nu știam dacă am în casă bombă de 15 kg sau nu? Păi aia e, că văd că vrei să afli, potolește-te, liniștește-te. Gata, îndepărtează-te, lasă-l jos și pleacă de lângă el de acolo. Bă, Nicule, asta e moștenire, bă, de familie. Bunicul el a dat lui tăticu, tăticu mi l-a dat mie și să știi pentru cultura ta generală că bunicul folosea popoz de nicovală și a murit de pneumonie, mă, na! Bă, nu mai da, mă, cu el. Bă, voi sunteți proști din tată în fiu, mă, n-a sări nicio generație. Bă, cine faci tu prost, mă, prostule, prostești tu? Bă, satanistule, oprește-te, mă, odată! Fă ce e de făcut, Brânzoi, te rog frumos, sună la poliție, sună la armată, fă ce trebuie ca să vină să preia aia situația, cât mai e timp, până nu e prea târziu. Păi asta vreau, bă, până nu e prea târziu, vreau să nivelez dâmbul ăsta, dar nu mă lași tu, mă. Eu nu mai pot să lucrez noaptea, că n-am vedere de pisică, dar tu mă ții de întreabă, să știi. Stai, ia să, băi, uite-te la mine, băi, te-ai drogat, bă, te-ai drogat, ce ai? Gata, Brânzoi, potolește-te. Vorbește cu mine, te rog frumos, orice probleme ai tu pe sufletelul tău, vorbește, mă, cu mine, că nu se întâmplă nimic. Haide, vină cu așa și vorbește cu mine, dar lasă-l așa. Băi! Stai, mă, cum adică nu e planetă? Păi și atunci ce e, minge de fotbal sau ce? Bă, frișele, bă, e exact cum o spun eu ție. Tu dai seama, deci, uite puțin. Așa este... Sistemul nostru stelar. Și ei, brusc, așa au vrut ei, planetă. A scos-o din sistemul stelar. Bă, că așa au vrut ei! Bine, după aia s-a certat, s-a luat la palme, s-a porcăit, s-a nu știu ce, a băgat-o la loc, dar a scos-o. Ce ai pățit, Nicule, că n-arăți deloc bine? Arăți chiar ca drac. Brânzoi,
Are o bombă. Ce zis, mă, asta? Nu știu că n-am auzit. Bă, ce bombune acolo, mă, că n-au nimic. Dă-te-mă mai aproape și zi. Bă, zi odată ce ai pățit, că îți dau două palme, acum te plezesc. Ai văzut vreo fantomă, ce ai văzut? Brânzoi are... are o bombă. Băi, nebun? De care bombă are, mă, Nicule? De care are terorist și de-aia cu ecran și cu secundele care trece așa și cu multe fire roșii și nu știi pe care să-l tai? Zi, mă, de care bombă are? Nu, nu de-aia fericele, eu m-am prins și zic și eu, Nicurață. No. El zice, dă... dă bomba sexy, dă nevasta lui Brânzoi. Hai că și eu cai bucurile aia, nebunule. Băi, băi, stai, mă, băi, terminați-mă cu glumele și cu miștourile astea, că de data asta chiar e serios. Deci mergeam așa pe uliță, înțelegi, și m-am uitat așa, m-am uitat în stânga așa, în curte la Brânzoi, acolo l-am văzut cu ochii mei, cum bătătorea pământul, înțelegi, cu un obuz de ăsta mare și vechi de ăla de se folosea pe timpul al doilea război mondial. Al doilea război mondial? Vezi că ești tâmpit? Câți ani are Brânzoi? Ascult! Bă, da, prost sunt, bă, 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 da, prost sunt, bă, ce am zis? Ce dracu mă opresc, bă, la ăștia? Mă duc, bă, la primărie! Cum ar veni că cu noi n-ai ce discuta, sau cum? Ce? Băi, băi, Felicer, dacă eu, bă, dacă eu spun ție că Brânzoi are un obuz vechi de-al doilea război mondial, tu mă întrebi pe mine câți ani are Brânzoi, bă? Exact, băi, ca să le pun cap la cap și mi se pare în continuare o întrebare permanentă. Auto, pertinentă, bă! Vezi că eu n-am vorbit ură cu tine. Bine, mă, văd că nu ne mai înțelegem. Brânzoi are un obuz de la taxul, da? Așa. Ca să bătătorească pământul. Așa. Că un om gospodar în ziua de azi, asta face, bă. Bătătorește pământul cu obuzul ăla vechi. Înțelegi? Care, de fapt, taxul îl are de la tăticului. Care ci că îl folosea pe post de Nicovală. Băieți, băieți, iertați-vă că m-am amestec așa în discuție, dar mi se pare mie sau... Brânzoi are un obuz? Mă. Obuz, obuz, mă, obuz de la de face poc, gata casa? Cred că obuz, poc, gata casa? Bă, păi dacă dă la cu fire multe roșii și cu ecranul cu secundele care trece, se trec cu jumătate de sabăți, nebunii. Cum adică poc casa? Nu e, mă, nu e. Băi, băi, termină. Băi, nu e, mă, are un obuz de la vechi, mă, vechi, mare, care l-aruncau nemții când treceau deasupra Londrei din avioane. Bum, știi? Păi da, bă, da, da, a căzut la Londra, le ne-au dat cu dastea, mă. Ce vorbești, Fericele, că a dat și aici la noi? Unde a dat, mă? A dat dincolo de când l-au negăurile alea. Bă, bă, unde a fost, bă? A dat, mă? Bă, stați-mă puțin, mă, păi și de ce ne ai zis? Bă, Brânzoi, ia de tu obuzul ăla încoace, mă, te joci cu focul. Ce, mă? Să rămân fără mâini, mă, eu, fără picioare? Cu ce dracu mai fac eu taximetrie, mă? Cu puterea minții? Să-l dați! Riză decât o singură soluție. Strângem oaste mare și mergem peste Brânzoi. Băi, ce bă, Nicule, ia și bea și taci din gură. Am zis că mergem, mergem! Păi nu se poate, mă, că ai dreptate. Păi merg pe stradă să mă duc până la oaie ca să beau o bere și merg cu frică ca să nu-mi explodeze obuzul în față, să zboare dinții, să nu mai pot să mestec o țuică, o bere și fac o... Ia lasă-mă, dracu-mi pace! Mergem pe să Brânzoi! Cu cântec înainte, marș! Trandafir de la... Cum dracu' era, mă? Plecăm batalioane romane Carpatii, dar ne cu sine și flori. Jos obuzu! Jos obuzu! Brânzoi, te acuz că ai un obuz! Brânzoi, te acuz că ai un obuz! Ești afară, jadă ordinară! Ești afară! Stop, că a ieșit doamna la vorbitor. Ce faceți, mă, ați nebunii de tot? Ce-i cu circul ăsta în fața porții mele? Uite așa, vei că se face în circ, dar de ce ești tu? Brânzoi, de ce nu vine? E frică ca să vină cu noi ca să discută? Las că nu mai contează unde e Brânzoi, obuzul, aia e întrebarea, unde e obuzul? Ce obuz, mă, ai nebunii de tot? Dar chiar, mă, mă, femeie, pe Brânzoi, dacă nu știi despre ce vorbeau, e tot pe asta, mă, nu știi ce la obuz. Păi n-am, mă, de un să-l chem pe Brânzoi, că Brânzoi a plecat și nu știu unde a plecat, deșteptule. Aha! A plecat! A plecat! Spune-ne în clipa asta locația lui exactă. Nu știu, mă, unde a plecat și a luat bătătorul ăla mare de fier și dus a fost. Și eu nu l-am întrebat, că pe mine nu mă interesează unde a plecat. Armată! Situația se complică prin simplificare. Brânzoi a plecat cu bomba! Ce bombă, mă, nebunule? Băi! Trebuie să ne retragem la bază, blehat down, ca să ne refacem forțele cu niște beri. Ne întoarcem la oaie. Tu să-i spui lui Brânzoi
că îl așteptăm la masa tratativelor, masa 2, să semnăm tratatul de pace. S-a înțeles? Tu te bă și lasă-mă în pace! Nicule, te rog frumos, te aștept în casă, că noi doi avem ceva de vorbit. Ha! Ce faci, mă? Bă, tu coalizezi cu inamico? Mai am deculez niște informații care să văd cât era obuzul de lung, de lat. Mă înțelegi? Nicule. Nicule. Da. Dacă e extraordinar, rămâi, află despre bomba aia tot. Pe burghiu, de cât e, află longitudine, află latitudine, află tot. Și ascultă sfatul meu. Da. Rămâi aici. Nicule. Ești un erou. Nicule. Ești un sfânt. Lasă-mă să te pup. La, nu, mersi. Nu mai. E o victorie! Înainte! Trupa! Refășirea forțelor la oaie, cu cântec înainte. Mărș! Pe când balioane române capați Ia că vine brânzul. Bă, dementule! Bă, animalule care-i! Bă, tu îți dai seama ce ai făcut? Bă, tu îți dai seama că n-ai trecut glonțul pe la ureche din cauza ta? Ce-ai făcut, mă, cu obuzul? Unde ai fugit cu el? A? Ce-ai făcut? Zi, l-ai pitit? L-ai în buzunar? Unde? Ce ai, mă, disperatule, bă? Nu l-am pitit, bă, n-am fugit nicăieri, ce ai? Numai că e adevărat, după ce mi-ai nicurață că bătătorul meu e obuz, am vrut să-l îngrop. Păi moștenire de familie. Bunicul i-a dat lui tăticu, tăticu mi l-a dat mie și n-am vrut să se piardă. Dar după aia m-am gândit mai bine așa. Zic, bă, dacă e obuz. Și dacă e obuz, l-am băgat sub pala nevastă mea. Cu oricum dormim separat. L-am pus binișor acolo, cu capsa în sus, și dacă vreunul are chef să o coțăie pe nevastă mea când nu sunt eu acasă, să afle pe pielea lui dacă aia e bombă sau nu e bombă. Apropo, l-ați văzut pe Nicurață? Bă, hai că mi-a venit cheful să beau și o bere. Hai, noroc! Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!